Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi aici la Radio Vocea Evangheliei București Pe frecvența veștilor bune, astăzi în ediția emisiunii noastre vom continua tematica din ediția precedentă, Vom vorbi despre mersul, frecventarea bisericii locale, despre importanța, beneficiile acestei discipline spirituale, am zice noi, și ne bucurăm să-l avem din nou alături de noi pe pastorul Ștefan Ivan de la Biserica Pentecostală Betel din București. Bun revenit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu mă bucur, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Așa cum ați Clarificat câteva aspecte legate de terminologie, de istoric, de uh, zi, importanța momentului în care noi ar trebui să ne întâlnim de comunitatea, eclesia celor chemați. Aș vrea să clarificăm și pentru cei care ne urmăresc: să așezăm cumva uh, și beneficiile. Uh, pentru ce ne ducem noi la uh, o adunare locală, la o biserică, care ar fi câteva din beneficiile spirituale vorbind, că aici nu vorbim de beneficii materiale, nu mergem acolo să fim, eu știu, remunerați sau uh, să câștim niște, câștigăm niște, avantaje materiale, ci uh, scopul, interesul nostru ar trebui să fie pentru sufletele noastre, suflete, spiritual. Și tot așa aș vrea să ne ajutați uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, făcând așa o, o relație și cu viața noastră de zi cu zi, cam ce împlinire am găsit prin frecventarea bisericii, a mersului regulat la biserică. Sigur că ne uităm la Mântuitorul nostru Isus Hristos. Care e a vorbit, care a vorbit despre uh, interesul pe care trebuie să-l avem pentru propria noastră mântuire. Cel mai mare beneficiu pe care ne-l pune la dispoziție uh, Dumnezeu este să ne mântuim sufletele. Tocmai de aceea, ca să răspund întrebării, nu poate fi mântuit sufletul uh, uh, celor care nu frecventează. Acum, Bună întrebare. Noi, noi trebuie să ne gândim la faptul că în momentul în care am gustat cât de bun este Domnul, atunci când Dumnezeu deschide în inima noastră un izvor și ne dă pace, ne dă siguranță, El ne leagă de ceea ce înseamnă o comunitate locală, o comunitate de credință. Pentru că Apostolul Pavel, spre exemplu, ca să arate importanța unității, el pune în fața corintenilor, spre exemplu, metafora trupului. Și el spune, e viață în afara trupului? Răspunsul este nu. E, așa cum un, un om uitându-se la trupul lui, el trebuie să recunoască că fiecare mădular este important, de ce este, de ce este bene, e, e benefic pentru mâna mea să fie în trup? Pentru că, dincolo de faptul că are ocazia să-și facă, să-și îndeplinească rolul, ea își primește viața. Ea primește energie, ea primește vitalitate, ea este parte dintr-o exprimare unitară a trupului. Fără trup, ea nu reprezintă tot trupul. De deci ce Apostol Pavel vorbește despre importanța fiecărui credincios? De ce trebuie coborât la nivelul fiecărui om? De ce trebuie fiecare să vină la biserică? Pentru că fiecare este important. Fiecare are un suflet care trebuie să trăiască, fiecare are un suflet care trebuie mântuit. Noi trebuie să venim la, la biserică pentru că ne este uh, benefic nouă, este benefic sufletului nostru. Trebuie să ne hrănim, uh, trebuie să, din punct de vedere spiritual, da? să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu, dar să, iată, să fim interesați de ceea ce înseamnă hrana. vă faceți aminte în, în, istoria biblică, când Dumnezeu le-a dat evreilor mana, le-o dădea înainte de săritul soarelui și evreii erau obligați să iasă din caselor și să se ducă afară în tabără să-și ia hrana. asta înseamnă, iată, interesul pentru, pentru ceea ce revarsă Dumnezeu. Nu le-o punea la, cortul, la intrarea în cort, ci Dumnezeu îi chema să facă ei, să-și facă partea lor. Iisus chiar a spus cuvintele acestea, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Iisus vorbește aici despre faptul că, iată, este ceva în puterea omului și ce nu poate omul, intervine Dumnezeu. Ce este în puterea mea? Este în puterea mea nu, nu să mă mântui eu, că nu mă pot mântui. Este în puterea mea, în schimb, să mă duc spre cel care poate să o facă. Isus în predica de pe munte a spus, iată, un om trebuie să, să, ceară, să bată și să, să caute. Adică să caute și apoi să bată. Să găsească ușa care este închisă, dar când un om bate la ușa lui Dumnezeu, înseamnă că știe că trebuie să intre pe ușa aceea. Faptul că bați la ușa pe care Hristos, într-o metaforă, o pune în fața unui om care este interesat de mântuire, înseamnă că tu vrei să treci dincolo de ea, să intri în experiență, să intri în relație cu Dumnezeu. Iisus spune: Cine trece de ușa aceasta, Ioan, capitolul 10, va intra, va ieși și va găsi pășune pentru El și pentru Sufletul Lui. Adică, dintr-o dată, intrând în relație cu Dumnezeu, trecând dincolo de ușa, trecând dincolo de prima, dacă vreți, primul test al. Al, al, convingerii lăuntrice, ajungi să guști în adevăr și să, să primești în, în, inima ta interesul acesta pentru, pentru Scriptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi putem să vorbim aici despre, vedeți, expunerea la cuvânt, apoi creștere spirituală prin cuvânt. Ne strângem la o altă, învățăm cuvântul lui Dumnezeu învățăm, ne sfătuim unul pe altul, ne încurajăm unul pe altul, ne îndemnăm, spune Biblia, îndemnați-vă unul pe altul câtă vreme se zice astăzi. Adică nu lăsăm, lăsăm pe săptămâna viitoare, îndemnul însemnând că este o urgență a fiecărei zile. Iisus spune, ajunge zile, e Asta înseamnă că dacă într-o zi este un necaz, acolo trebuie să fie și un îndemn, acolo trebuie să fie și o încurajare, acolo trebuie să fie până la urmă și o, Uh, un mesaj care să liniștească, un suflet care să potolească uh, o uh, o inimă. Uh, am călătorit, dacă îmi permiteți să S fac uh, această uh, să aduc acest exemplu. Am călătorit cu mulți ani în urmă în Spania. Am fost la un botez acolo și după ce am uh, oficiat botezul am rămas cei, din, cei care s-au -au botezat, au pregătit un aperitiv, ceva acolo să servim. Ne-am ne -am așezat un, în fața unei mese, am servit un suc, o cafea, un sandwich și uh, am întâlnit o doamnă care era spanioloică, care a venit la adunarea respectivă pentru că botezul a avut loc pe. Uh, în mare. Și s-au strâns pe țărmul mării foarte mulți curioși. Au privit, au aplaudat. A fost o, o experiență uh, așa unică pentru mine, că, pentru că, na, uh, în sfârșit. Și sunt de vorbă cu dânsa, uh, mi-a zis, eu am o rană în suflet și nu pot să iert biserica. Și am zis, dar de ce să nu iertați biserica? Și zice, pentru că, uitați, eu am plecat uh, într-o seară de la spital, mama mea era în comă. Și m-am dus la biserică, o biserică din zona respectivă. N-am să spun de ce confesiune, ca să nu uh, creadă cineva că facem o. Uh, știu, îndreptăm cumva o atenție negativă asupra unei comunități sau alteia. Și uh, femeia aceasta a zis, m-am dus la biserică să fac o rugăciune. Și acolo, în, în pragul bisericii, m-a întâmpinat cineva. Și mi-a zis, e închis. Păi zic, că văd că luminile aprinse, aprinsă, văd că încă zice, nu, nu, nu mai putem să vă primim. Și i-a zis, dar totuși am nevoie, mi-e sufletul ostoit, am nevoie de să învăr sufletul, să mă rog, să, să, să mă ajute cineva în rugăciune. A zis, nu. Și i-a închis ușa și a zis, este, este târziu, este o oră înaintată. Iată, un beneficiu pe care îl avem și asta trebuie să, să nască în noi interesul pentru Casa lui Dumnezeu. Unul din beneficii este acela al faptului că venim la Biserică unde este casa de rugăciune a lui Dumnezeu, unde ne putem ruga, unde ne putem ruga pentru noi, unde ne putem ruga pentru alții unde putem să purtăm poverile, pentru că Biblia spune, purtați-vă poverile unii altora, unde învățăm să slujim, unde învățăm până la urmă să stăm unul lângă celălalt, să ne îndemnăm unul pe altul câtă vreme se zice astăzi. Da, acum există și un pericol, dacă tot am vorbit de partea pozitivă, de beneficii, există un pericol al, sau mai multe pericole, dar eu aș vedea cel mai așa grav al formalismului, al obișnuinței, al rutinei, al pierderii pasiunii pentru locul în care, așa cum a spus, e casa Domnului, e Domnul prezent, sunt frații credincioși. Cum putem să ne păzim de un astfel de pericol? Cred că este important să împlinim ceea ce Iacov, fratele Domnului, și apoi și Petru în epistola lui, el spune, spre exemplu, Petru, să uniți cu credința voastră fapta. Asta înseamnă că trebuie să avem în viața noastră acest echilibru între ceea ce știm și ceea ce facem, Venirea la biserică nu înseamnă și nu trebuie privită venirea la biserică ca, ca o chestiune statică, din ci pur și simplu trebuie privită venirea la biserică ca o ocazie, o oportunitate de angajament în care și harul meu este important pentru comunitate și puterea mea este importantă în rugăciune și ascultarea mea este importantă și dărnicia mea contează și milostenia mea și înțelepciunea și atitudinea mea și noblețea mea și toate celelalte. Și exemplul meu. Iacov spune în epistola lui, fratele Domnului, spune că trebuie să arătăm interes pentru ceea ce înseamnă păstrarea puterii de schimbare înăuntru nostru. El spune, nu se poate să-ți privești fața firească într-o oglindă nu? și să pleci și să uiți cum arătai. Venirea la biserică, trebuie să te incite, trebuie să te provoace să fii consecvent cu tine însuți, cu schimbarea din viața ta. Apoi, la biserică, trebuie să, să fii interesat și de alții, să-i poți să, să te implici în, cu empatie în ceea ce înseamnă situațiile fraților tăi, că sunt parte din trupul lui Hristos. Asta te ține treaz te ține, bă, când spune purtați-vă sarcine unii altora înseamnă că uh, nu există, nu, 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 nu se are în vedere reciprocitatea azi mi-o porți tu, eu, mâine ți-o port eu ci mai degrabă uh, această uh, această împlinire a urgenței zilei respective, așa cum spuneam un pic mai devreme ca să nu fii formal atunci trebuie să vezi în fiecare uh, la fiecare slujbă să vezi o ocazie de a face ceva de a realiza ceva. Uitați-vă ce spune Hristos. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu voi face. Iată că în cer se fac lucruri. Asta înseamnă că un credincios care vine la biserică trebuie să, cum a zis Hristos, eu lucrez și Tatăl meu lucrează. Adică venirea la biserică nu te așează în, în, în poziția comodă a omului care și-a rezolvat toate lucrurile, care asistă la o uh, slujbă religioasă în care se implică eu știu, poate cântând sau înălțând o rugăciune și apoi să se decupleze și să plece la ale lui. Nu, Petru spune să uniți cu credința voastră fapta și uitați-vă că în final spune și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Iată că ne întoarcem în comunitate și ne întoarcem cu o putere duhovnicească, cu o putere înnoită din punct de vedere duhovnicesc ca să schimbăm ceva în viața noastră, în viața familiei noastre și în mijlocul semenilor. Iisus, când l-a vindecat și l-a eliberat pe un demonizat, Iisus i-a zis, du-te acasă la ei tăi și povestește-le ce ți-a făcut Dumnezeu. Nimic mai mult. Ce să spună omul ăla? N-a fost la templu, nu a ascultat cine știe ce predică. Du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu. Ei, ca să evităm această, acest formalism religios, trebuie să privim Biserica ca locul uh, angajamentului, locul, locul unde ne întâlnim cu un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care nu este într-o poziție statică, este un Dumnezeu care pune în mișcare inim, care pune în mișcare lucruri. Împărăția lui Dumnezeu este dinamică. Și uh, lucrul acesta ne învață că trebuie să ne lăsăm fascinați până la urmă de această perspectivă de a face ceva cu propria noastră viață, de a face ceva cu resursele noastre, cu înțelepciunea, cu harul care ne-a fost dat. Uneori conservăm harul, îl conservăm în ghilimele, adică nu vrem să ne implicăm pentru că nu este tura mea, nu e, nu e timpul meu, eu las să se dă, dărâme totul, să se năruie, că nu este sub nu sunt eu la slujire în momentul acela. Ori noi trebuie să ne susținem unul pe celălalt, da, când e timpul dumneavoastră, spre exemplu, atunci eu trebuie să fiu acolo să susțin, până la urmă, slujirea care să face. Aron și cuhuri i-au ținut mâinile lui Moise, că Moise ținea toiagul lui Dumnezeu, nu ținea mâinile așa, nu știu cum, deasupra capului. El ținea deasupra capului toiagul lui Dumnezeu. Și evreii, văzând toiagul lui Dumnezeu deasupra capului Moise, știau că au autoritate, că sunt trimiși împuterniciți, că cineva este în spatele lor. Biserica trebuie să fie locul unde trebuie să ne, ne pună în această... să ne stănească acest interes de a fi parte din ceea ce înseamnă în chinarea. Sigur că am întâlnit oameni formali, oameni care nu sunt atinși, parcă da, pleacă înainte să se termină slujba și așa, așa mai departe. Dar, sigur, Dumnezeu are modalități de a vorbi și cu astfel de oameni și ne rugăm pentru ei. Sigur că are și chiar mi-ați răspuns și la o întrebare care aveam așa în minte. Noi trăim într-o cultură consumeristă și ne place foarte mult să fim consumatori de tot și de toate, inclusiv de programe religioase și uh, chiar unii așa ar prefera să fie într-un loc la biserică unde să se simtă bine, să uh, simpli consumatori, să fie totul perfect și, și așa mai departe. Dar ați clarificat acest aspect că noi suntem mădulare în trupul lui Hristos, suntem chemați să contribuim toți la comunitate, la armonia comunității trupului Hristos și potrivit cu darul pe care Dumnezeu ne-l-a dat fiecăruia să, să ne implicăm. Aș vrea să explicăm un verset. Există în Epistola către Evrei, capitolul 10, 25, versetul Acolo apostolul spune să nu părăsim adunarea sau eclesia noastră, cum au unii obicei. Acum ar suna foarte interesant și chiar așa potrivit cu zilele noastre, că unii chiar au obiceiul ăsta de a abandona, de a nu mai fi parte dintr-o biserică locală, de a părăsi adunarea. Cum ar trebui interpretat, adaptat versetul ăsta și înțeles și în contextul. Biblic de atunci și în contextul spiritual eclesial? Sigur că cel mai dramatic lucru în viața unui om este să nu fii găsit acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Expresia de a nu părăsi înseamnă că acolo ești așezat, adică ești poziționat, s-a pus o greutate pe umerii tăi. Uh, Ești chemat în mod responsabil să faci ceva, să fii parte cu. nimeni nu este deprisos. Fie căruia arătarea Duhului se dă spre folosul altora. Uh, uh, atunci când, când are loc această părăsire, este o până la urmă o pierdere a, uh, nu doar a interesului pentru propria persoană și dintr-o dată nu mai este, nu se mai are în vedere uh, eclesia, uh, ideea. Spuneam un pic mai devreme, Hristos a spus, când vă strângeți pentru numele meu. Aia e eclesia, că ea este formată din totalitatea celor care au crezut și care cred că Isus Hristos este Domnul. Unde l-a vrut tatăl pe fiul? Pe cruce. Și uh, când Isus a dus spre cruce, oamenii înapoi a lui uh, îl, îl tânguiau, îl plângeau și au zis, uh, nu, au început să. Isus a întors spre femei și femeile acelea care îl plângeau și a zis, nu mă plângeți pe mine. Eu nu sunt de plâns. Nu, vrea, nu, nu vreau, să ajungă în inima mea vocea aceasta a uh, demotivării, a descurajării. Că ești pe un drum greșit. Uite unde te duce ascultarea de Dumnezeu. De la Isus învățăm că, până la urmă, ascultarea înseamnă să fii într-un loc, chiar dacă locul acela este un loc al luptei. Biserica este angajată într-o luptă. Adesea, din comoditate, părăsim, adesea, din comoditate, nu vrem să luăm parte. Avem impresia că trebuie să ne ducem într-un loc unde nu ne cunoaște nimeni. De ce o facem? Pentru că ne gândim doar la noi. Noi nu ne gândim la Hristos, nu ne gândim la Biserică, nu ne gândim la cei mulți. Hristos a stat pe cruce pentru noi și a rămas în voia lui Dumnezeu, a rămas în ascultare și a putut să se roage pentru iertarea noastră pentru că era în locul ascultării. De ce părăsesc oamenii adunarea? De ce părăsesc unii? Și și-au făcut obiceiul. Răspunsul este pentru că și-au pierdut acea... Până la urmă e neclar în mintea lor ideea pun pentru ce o fac? Isus a zis, dacă o faceți pentru mine, eu sunt în mijlocul vostru. Eu sunt acolo, da? dacă vă sângeți, în numele, adică după învățătura mea, și pentru, cu scopul ăsta. Când nu mai este scopul acesta, atunci scopul însemnă până la urmă și modelul. Hristos este, este telos, este sfârșitul. El a dus în desăvârșire, în împlinire lucrurile. Asta trebuie să fie, asta trebuie să fie preocuparea fiecărui credincios. Sigur că astăzi lucrurile datorită pandemiei, datorită internetului, nu doar că unii au părăsit și s-au mutat într-o altă comunitate, din nefericire stau acasă. Și pandemia a adus, iată, o situație dramatică, că oamenii sunt decuplați fizic de comunitatea de credință. Nu mai, adică sunt la biserica, biserica tuturor și a nimănui, nu? Adică sunt uh, conectați la, la tot ceea ce înseamnă, un spațiu virtual, dar uh, fizic uh, nu uh, merg să. Uh, să li se audă glasul în comunitatea de credință, să uh, stea împărtășie. Pentru că apostolii au stăruit nu doar în învățătură, apostolii au stăruit și în legătura lor frățească. Asta înseamnă că s-au interesat unul de altul, au fost acolo în, în comunitate, au. Uh, fost amenințați împreună, au plâns împreună și au ridicat glasul. E adevărat, au fost un plus de Duhul Sfânt, au fost un plus toți de putere și de credință, dar au suferit împreună. Și uh, comunitatea, adunarea noastră, spune autorul cărții către Evrei, adunarea noastră, să nu uitați că uh, a însemnat sacrificii, uh, nu, nu dintr-o dată a apărut Eclesia, da? Uh, S-a plătit un preț pentru, pentru lucrul acesta și. Este o chemare la responsabilitate pe care Apostolul o face. Să privești Biserica ca un loc în care este o comunitate a oamenilor pentru care a murit Hristos. Într-adevăr, chiar ăsta e și gândul autorului, acolo în partea a doua a versetului, spune să ne îndemnăm, să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Suntem pe final de emisiune și aș vrea așa să vă rog să transmiteți un gând, câteva concluzii, recomandări pentru credincioși, pentru cei care ne ascultă, ca o motivare așa în a se antrena într-o frecvență și mai bună la biserică pentru beneficiul spiritual sufletesc. Aș putea spune că mersul la biserică nu este un activism. Este mai degrabă o preocupare atentă pentru suflet. Și lucrul acesta trebuie să... Lucrul acesta este în sarcinea fiecăruia dintre noi. Să avem grijă de sufletele noastre. Isus a zis ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Tocmai de aceea, când mergem spre biserică, realizăm că suntem parte dintr-o comunitate a oamenilor care sunt salvați ca și noi și împreună îl cinstim, îl venerăm, ne închinăm, avem părtășie în numele și pentru cel care este răscumpărătorul nostru. Lucrul acesta este, este, învățătura pe care o găsim pe pagine Sfintelor Scripturi și care trebuie să ne călăuzească în viață. Iisus avea obiceiul să meargă la sinagogă, și a transmis importanța acestei frecventări apostolilor și prin apostoli bisericii sale. Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și vă doresc multă binecuvântare în slujire, în lucrare și vă mai așteptăm cu drag în emisiunile noastre. Domnul să vă folosească spre slava Lui și binecuvântarea credincioșilor. Mulțumesc! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să-l avem din nou alături de noi pe pastorul Ștefan Ivan de la Biserica Pendicostală Betel din București. Împreună am dialogat pe tematica aceasta a mersului, a frecventării unei biserici locale și uh, sunt conștient că ar mai fi fost multe lucruri de spus. Vă încurajăm să citiți scriptura, să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să vă uh, alipiți sau să vă căutați o adunare, o biserică locală unde cuvântul lui Dumnezeu este predicat, explicat și să vă puteți apropia astfel mai mult de Dumnezeu în conexiune cu El, cu cuvântul, prin rugăciune și cu ceilalți credincioși din comunitatea locală. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci fiți binecuvântați!